Un cavarraio, siamo. C'erano più uomini, non faccia un bagioccolo con mare battaglie, munia ne dove stia pure, vedo che i bagioccoli c'erano più uomini. La società non mi ha niente, sono tutti. E non ricevo casa di stasca che viene un uomo imparato. Ai auto che spone l'Evangelia, ci vuol vedere niente, non ricevo c'erano più uomini. Ci vuole prendere a noi stati per farli per mondo con Hogot. Lasciare se prende con Hogot. Che non sentiamo mai per farli crescere tutti per me. Lasciare se dico buddisti, cinesi, care sono miliardi, fatta per mondo. Ah, sa patra, la cinci a parte di popolazione globale. Che la vedia che scusa non viene più in bordo, che non riesce a lavorare. Ma a cui siamo in salo Buddha, no? Sciarsi di che ce n'è, care se c'è lui Brahma, lui la voce. A cui mi ha Buddha, no? Sciarsi di che Giappone, care se c'è lui Shinto, c'è lui Confucio. A cui mi ha lui noi. Mare spani, șarță de că Mahomedano, care se cine lui Allah și nu se sers pe Hristos și crucea. Șarță de că evreu, care sunt vrăjmași crucea lui Hristos, dar șarță de că creștine, care se numesc creștini și au jurat crucea lui Hristos. Că n-ar să vadă că a să întunece lumina soarelor și a stelilor, sunt la crucea adusă de Îngerii Domnului prin noi cer. Ia vine întâi și întâi să vestească cu venirea lui Hristos și judecata de apoi. Întâi Sfânta Cruce vine adusă de îngeri pe nori cerului. Împărații romi, când venea biruitor de la un război, când s-a bătut romane cu Sfinții, unii se rușeau, lucea mea în Europa în secolul 6 de mii. Era împărăție marea Sfidie, părăția Sfinții cu care s-a bătut Alexandru cel Mare, Macedon. Când venea împăratul Romei biruitor, mergea înaintea lor trei călări și aducea bastonul împărat, sceptrul împărătesc. Știa că unul vine împăratul de la război biruitor. Așa atunci Sfânta Cruce este sceptrul împărăției cerului. Toiagul cu care a biruit Dumnezeu iadul. Arma cu care s-a destrâns toată împărăția întunericului. Când a văzut eu, în urmă vine împăratul cerului și așa. Crucea pe nori și lui deșează până toate popoarele lumii. Toți care au bajocorit crucea și nu s-a încinat, a să vadă a cui semne. Nu ia lui Brahma, nu ia lui Vishnu, nu ia lui Laoce, nu ia lui Confuciu, nu ia lui Shinto, nu ia lui Ormzud, nu e, va să zică, atâția și atâția începători de religie, a să vadă semnul Fiul Omului, semnul lui Iisus Hristos, și am să plângă toate popoarele care n-au crezut în Hristos. Ca să vadă că a fost înșelat de Satana, da. După Sfânta Cruce și ar să vii la judecat, vorbind după ușa pocăința. Crucea când va veni, a să întunece soarele și îngerii o aduc în tâmp. Și spaimă și grija să fie. După aceea, vin trâmbițele. A să vii milioane de îngeri cu trâmbiți de aur în urma Sfintei Cruci. Au ce spune Sfântul Grigore Bogoslovul, ce trâmbiți sunt acestea? Care vor spânteca văzduhurile, vor deschide toate mormintele de la zădirea lumii și într-o clipeală de voi să învii toți oamenii, miliarde de miliarde în tot pământ. Și nu numai mormintele vor spânteca cu sunetul lor pământul, vor ajunge în ea, vor deschide, vor sfârma porțile de iadă și vor chema la judecată pidrași și nenumărata mulțime de pătători. Și aceste trende nu vor suna numai în jos. O parte din ele ar să sune în jos, o parte în sus. În teagul de aur, n-ar să rămâi un înger în cer. Dar ce mare a trâniță că vin, cu duce Evanghelia.
Então, vá, venha, enfim, o homem, onde todos lavassar, com todos os índios saindo. Eu comando os cristãos. Chatu vai chamar o padre de Trinizinho, de Figueiredo, será firme, de trono, de praça, elegido, de Figueiredo. E era o padre, vou chamar, lá de Cato Pedras, que o ano, que é o 14 de junho. A tu se mantenha, que Jesus Mário prorou Davi. Que mal vai cheiro de Jesus, que foi mando de luz, caçalhada, que não rouba os quatro do mundo. Tinha babujás, os punos, che, glaço, no voravé, a cheio de trenes. Da carpeta, o homem se mai mora, tu, de mim, de ura, muri, de fica, o psicotrato, o trenes, que de rau, ne bolsonar, a repente vine, per iria, se judecata, a tutto ne biade, de lui, tota pausa. Se iar, bucuria, se destelea, torne milioane, se miliare, de dvete, care vor primi în plată în ziua. După trâmbiți, în șepa se coborâ din cer, șeptele îngerilor, șeptele arhanghelilor, șeptele începătorilor, șeptele puterilor, șeptele stăpânilor, șeptele domnilor, șeptele tronurilor, șetele erovimilor și șetele serafimilor. Dacă nu mai șata îngerul care e cel mai aproape de globul nostru, atât ai de mare. Toți oamenii care s-au născut de la zăcirea lumii și care trăiesc alții pământ, cât se vor mai naște până la sfârșit, de face 1 la 99. Aici e Evanghelia, că a lăsat cele 99, adică pe înger. S-a venit după oaia și a pierdut. Atâta de mulți îngeri, numai îngeri, dar și-l n-a deșert. Auzi, spune prorocul Ieremia, oasea șerului și neoba numai. N-are, ca nisipul mării, câtă strălucire va fi atunci, câtă lumină va atunci, și drepte vor străluși ca soarele într-o împărăție a Tatălui. Cine poate să spui slava, frumusețea, frica, cutremurul, de bucuria și minunarea așa negrăită și așa. Popor, coboară cetele acestea, am văzut. Tronul Dumnezeirii va s-a văzut la mare înălțime deasupra norilor, deasupra văii plângeri. Unde avem acum mormântul Maicii Domnului. La Valea, acolo, la Muntele Maslinilor, jos. Valea plângerilor. Așa e valea lui Iosafat de care spune prorocul Ioel. Voi aduna toate popoarele lumii și mă voi priși cu el în valea lui Iosafat, valea plângerii. Când ai ieșit pe poarta judecății jos, sau pe poarta Damascului, dai în valea plângerii. Acolo nu m-am mărminte și cinecivii și biserica Sfântului Ștefa și mormântul Maicii Domnului, Ghețimani, toate s-au. Deasupra acelor localități, la o înălțime negrăită, va fi tronul. Iar miliarde de miliarde, tot spațiul interstelar și interplanetar de alb, nu va încăpea. Voi știți, de la noi până la prima stea, steaua Alfa Centauri, de răsărit, care de spate mezul nopți, de răsărit. Și când merge ieși a sistemului solar, nu a Pământului, a sistemului solar, a planetei Neptun și Pluton. Așa e de aproape merge ieși a noastră. 1500 de ani călătorie a luminii. Călătoria merge cu 300 de mii de kilometri pe secundă. 1500 de ani. Sau un tren care să margă 14 milioane de ani, 120 de kilometri pe secundă. Așa de aproape sau merge așa. Dacă pe calea lacteei, pe drumul robilor, se găsesc până acum descoperite 80 de miliarde de feluri de stele, de 16 feluri de mărini, cea mai mică stele de calea lacteei, de 800 ori mai mare ca Pământ. Iar distanța între ele de mii de ani călătoria lumii. A cui minte mai poate ridica, cât spațiu este pentru îngeri, pentru a ridica. Nu se poate spune mintea omenească.
Am vrea văzducul de minge și de arhanghel și de puteri și apă râul de foc care curge de la picioarele Mântuitorului, nu ca Dunărea Mântuitorului, milioane de ori mai mari care trece pe înaintea lui, mergând în ea. Și apă vor apărea drașe la judecat, păziți de minge și păcătoși. Și apă pe tronul judecății va sta Mântuitorul, și va zice cele șase cuvinte către cei drepți. Veniți de necuvântați ai Părintele meu, de moșteniți împărăția celui și-a gătit vouă de la întemeierea lumii. Că am frământat și mi-a dat să mănânc. Am însetat și mi-a dat să beau. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Străin am fost și m-ați primit. Bolnav am fost și m-a cercetat, în tenis am fost, a venit la mine. Urmă, păși zice acestuia, că de cei păcători de-a stânga, duceți-vă de la mine blestemați în focul cel vechi. Și v-a zis aceleași întrebări. Că am fost trăin și nu m-ați primit și am fost cel așa. Și zice Scriptura, și vor merge aceștia în viață vernică și ei va în munca vechi. Unde vor fi ca atunci și atunci, care între el ce rai a pus purgator, un foc, omul trece pe acolo, stă o frumă de de unde n-a ispodit din Scriptură, că nicăieri nu arată trei locuri, sunt pe Efrem. O rătășirea ta, omule, de unde ai ispodit trei locuri, cu Evanghelia doară, cele de-a stânga, de muncă vernică, cele de-a dreapta, viață vernică. Nu, să trăiești pe lângă biserică, fără crucea dreaptă. Când stai la masă, crucea, statul nostru. Când te ridici la masă, crucea, statul mulțumit. Când înșeai la lucruri, Sfânta Cruce, când ne-ai la drum, când înșeai la țăsut, când înșeai la seșere, când înșeai la prășit, când înșeai la birou, când înșeai la volan să mergi, fără cruce. Pentru Chirea la Alexandrie și toate să le trece atunci cu Sfânta Cruce. Oriunde duci. Nu te teme de cei care rămași crucea lui Hristos. Crucea ar să vii pe nori șerului și atunci vor plânge cu mare voce, mare ouă. Toți care au o cruce așa de pe mâncă. Nu s-a închinat. Vor vedea a cui e simbol și a cui e scripturile cruce. Scamăne suntem durvai de noi. M-am dus în București, în tramvai. Duceți-vă în București, în tramvai, să vezi ce minuni se întâmplă. Ăștia au făcut blocuri mari și bisericile au rămas în dosul blocului. Dacă creștinii din București, dacă îi cunoște unii în biserica, nu mai și vezi în tramvai cu tăți, fac cruce la blocuri. Și voi încenați la blocuri, părinte, nu la blocuri, dincolo de bloc e biserica, noi o știm. Măcar că nu vedeam, dar ne încenau la biserică. Nu-i poate opri nici țărașii, să mergi aici e biserica Zătare, aici e biserica Sfânta Vinii. Și știi că e în două locuri, dar ei se închină, știi că dincolo e biserica, casa Dumnezeu, și slava Dumnezeu. La liturghie nu poți spune așa. Sectar, e păcat împotriva Duhului Sfânt, e care nici în viacul de acum, nici în cel viitor. Nu poți spune pe cei ce trăiesc necununat, în viață. Nu poți pune pe cei saluari udelni în căsătorii, neamul de aproape. Da. Nu poți pune pe cei ce înjură de lucruri sfinte. Nu poți pune pe cei ce a murit în duel. Adică s-o la bataie și-a murit. Acum așa puteți trăba. Nu poți pune pe cei ce a refuzat sfintele taine la moarte. N-a primit preotul. Nu poți pune iară pe cei ce hulesc. Nu că au gândul Iulescu, oarecum sunt atreni sau Maica Domnului. Nimeni nu poți să-l pui la Sfânta Liturghie, că dacă îl pui, ai răspunde mare în fața mea. Prin liturghie avem unire, împărtășire euharistică, gânditoare cu Iisus Hristos, cu Sfintele Miloane, cu Părtășirea. Părtășirea de să scot în fiecare dimineață la Sfânta Procomedie pentru vii din prăstura a patra, pentru mulți, mulți gramnici din așa. Nu iese din biserică. Fiindcă fiecare părțișică reprezintă fața acelui suflet pentru care am scos-o. Și aceste părțișele care dimineața la Sfânta sunt numai blagoslovite.
muy poñada para nada. Va, nesse cara apresenta dinheiro, esse ponto, santo discos. Se va a invocar e assunto lui duro. Campeão do Seroga, comum, me bacia que quase tem dono, e será que te trasfronto o teu duco em chasso, a trilha da tenis, sinto a tua ucenicia, a posto, que a cheva buono, nulla de la noce, ne annoiesse per noi, che in pieno confronti alla pomo di quindi, inimo, curato, ci ha, buoni, come non mi ha de padà, c'è le tri, c'è moria di trasfronto in tutto. E poi c'è più, poi c'è De trazão do Duque, Santa Eticlésia, de Trevor, Pacha, Cruz, de Astúcar, Santo de Ángel, de Canto, que fala de que punha a chance a chance de procurar trupo Cristo sobre tão. E a se esse empoteiro a chance a chance de procurar um sangue do Cristo sobre tão. Já foi pisca mandou, foi preparando ele com o Duque, tão, chansando, amém, amém, amém. Apoi ce-a venit prea Sfântul Duh, până nu mai este, până de nu mai este. Carnea și sângele lui Iisus Hristos. Apoi împărtășire prin analogie cu prea curatul de taină. Primesc o mare putere sfințitoare în sine, nu se facă în trupul sângele stăpân, pentru că scoasă numele zidirea oameni. Dar o mare putere sfințitoare și așa este împărtășire sfințită la invocarea Sfântului Duh. Înțelegi? La sfârșitul Sfântului Liturghiei. Preotul după așa împărtășit cu Sfintele Preacuratele Tane, ia cu Sfântul Buregele Mare, părtășica cu Iisus, Sfântul Anii este împărtășit în patru părți, cu peșe, cu slovele lui. Ia părtășica cu Iisus și o pune în Sfântul Pocet, zicând așa, plinirea paharului, credință, Duhului Sfânt, Amin. Și atunci a pus carnea lui Iisus în sângele Sfânt. Și Hristos e viu cu trup și sânge în Sfântul Pocet. După aceea, e împărtășirea de voastră a celor vii și morți. Cu Sfântul Burete, cel din mare, le trage pe pâlnea Sfântului Duh în Dumnezeu cu sânge, zicând așa, Spală, Doamne, păcatele celor s-a pomenit aici astăzi, cu cinstit sângele Tău pentru rugăciune Sfântul Tău. El e ca făina, că scoase mii și mii de suflete. Când părțile voastre s-au adăpat cu Dumnezeu cu sânge, voi aveți împărtășire gânditoare, eucaristică, cu însuși trupul sângele Domnului. Dacă de ce nu se pot scoate părțile pentru și răi? Cum se unești cu Iisus Hristos dacă El e prea curvau sau trăiește necumnat sau în jură cu tine? Niciodată, pentru așa, uite așa e. Iar acesta e al cincilea fel de împărtășire în Biserica Ecumenică. Am vorbit la Atena, mi-aduc aminte, ea s-a început în 77, dacă am fost 10 ani, dar cele 4 de liturghii, biserica pune prescurile, vinul de surbă, lumânările, un dilenul din carne care se consumă în timpul sfântului liturghii. Și surba preot, cu altă șență de liturghii, cu lumână. Din toate slujbele care le face Biserica noastră universală, cea mai puternică este Sfânta Liturghie. E jertfa și răscumpărarea noastră. Aveți împărtășire gânditoare cu însuși Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, prin liturghie, cu alte slujbe. N-ai așa să adică cu părțișe. Ai împărtășire cu Dumnezeu, prin urechi care auzi pe rugăciunea gânditoare, pe faptele bune, mult din pătășe sunt. Da, și asta, pătășelii care s-au scos acest rol au. Să vă împătășească simțitor și gânditor cu însuși Mântuitorul Iisus. Te-a rugat Gheorghe de tu să-mi te dau numai. Da. Nu se negă ca că sunt de care dacă sfătează părul, face părul la cocor, poate pantalon, poate cerșeu, poate plăcelul. Face unghiile. Face unghiile. Și la picioare și la mâini. Nu este genile. Măi băie. Asta e semn de necredință, măi, mai întâi. Idole, când îi pășeau ăștia, zeița Diana, zeița Afrodita, zeița desfrânării,
Zăița neînzidă, zăița frumusețe, zăița atenidă, zăița războiului. Aceste zăițe când le făceai, ei din podobe, bunoară la zăița neînzidă, îi punea un inel de aur în nas. Și cei de aur muri și băga urechile de nas. Înțelegi? Și pe urmă îi punea păr, în păr îi pune piene de vulturi, îi pune câmpii minunății. Clopoței îi pune în haine, ca când a trece vântul pe acolo, să sune clopoței. Că e sună, dar sune clopoței, bătea vântul. Toată împodobirea asta este închinare de idol. Obiceiul la închinătorii de idol, rămași la roman. Noi ne tragem de trei popoare păgâne, noi români. Da, și romani și jeți. Tot aveam ce de drășii. Cum avem pe zeul noroc, pe moroșul, pe Baal, pe Manas, pe Neptun, pe Apollon, zeul Serapis, zeul Mâniei, Vacul, zeul Besiju, și el n-a drași. Că spurcați era Dumnezeu lor, spurcați era și pravnicile lor. Așa că este obicei de la închinătorii de idol. Ca să slujească femeile, să pui cutare. La mine patru artiști am o săptămână asta. Așa, doi din Iași și doi din București. Eu n-am văzut de când este o femeie cu ochii văzut cu creștini albastru. Artistul din București. Cu ochii albastru, dar cu creioane albastru. N-am mai văzut de părul făcut vâlvoi, așa. Cu de păcărea cu căneală, nici de papuși cu călcăriu ca un pus. Când i-am văzut, eu atâta le-am spus. Mi-o trimis părintele cu local, am auzit de dumneata, da? Știi ce se întâmplă cu voi? Voi mai aveți un șatru muriți. Voi, părinte! Peste o oră sunteți gata. Dar de ce? Am eu un semn, n-am o casă muriță. Și aia am luat trecut. Păi, părinte, gata, mai aveți un șar de trei. Vă duc cu ungerii roși, cum sunteți. Cum e asta, părinte? Gata. Ce sunteți cu mașină? Vă răstoam în mașină. Am eu, de alt nu mai trăiesc. Acut, acut. Și am mult 26. Da, v-ați pregătit de moarte? Nu, părinte. Dacă vine moartea, nu zice, nu râde și moartea de voi. Tu ești creștin. Urește un drac, o mămâie de pus în câine, pe dispărie vrăgi, ce fel de cine ești tu? Păi, ești așa. Păi, că de aici am stat mult de vorbă, la urmă pe de sărage, vă 3-4 de pomeni, și părinte, am să mă răz de astea cu tare. Și aceea, chiar aceea care era cu ochii spoiți, cu șerneala, albastră, cu prășenile făcute, de mascat. Și care e masca la Sfântul Vasile, masca. Și eu sunt actriță, oricine e vizită, dar vine moartea. Și asta întrebi de ce ai făcut treaba asta? Și de învața trece, Evanghelia spune uneva să faci treburile. Tot le-am spus, ne-o trimit părinte cu jocam, în preu misiona. Tot le-am spus, o plătesc studiu, părinte cu... le-a pus la barba. Și te lasă lumea și eu ca asta să fac așa buruciul. Nu te ceai în coata, nu te spări în noapte, cu ochii spăiți. Cu ochii spăiți cu albat, ungele lor, parcă o de hane, de prință din pădure. Da, păi toată fapta, zice Ecclesiastu, toată fapta o va aduce Dumnezeu la judecat. Și va răspăti fiecare după fapte. Așa se termină Ecclesiastu. Și a face cărți nu este perfect, și cu gătarea și o șicerea multă obosește trupul. Eu mă uit eu că noi suntem aici două, gata, nu mai puteți mă uit de noi. Cuvintele Scripturii. Că nu numai și plici. Concentrez la atenția și memoria, analizul cotear asupra celor citit. Și ce e obosește. Ce vreau să spun? Măi, fraților, măi, Dumnezeu l-a împodobit pe om cum o știu că e mai frumos. Și zice la Geneze, iată că ce-a făcut Dumnezeu, era bun foarte. Dacă aș fi știut Dumnezeu că omul îi trebuie
să facă cu unghii roșii, cu șerșeii mureți, așa au face. Dacă am știut că trebuie să fumeze pe așa o hojeagă în vârful cap, și ea ca nu i-a făcut hojeagă, că n-am nevoie să fumeze, nu l-a făcut pentru fumat. L-a făcut ca gura și limba lui să slăvească pe Dumnezeu.